Bună ziua, bine ați venit la emisiunea Ora de Risc, o emisiune transmisă de aici, de la Sinaia, de la cazinoul din Sinaia, mai exact, cu ocazia deschiderii forumului FIAR, ediția 14-a. Este un cadru deosebit și sigur că o să deschidem această primă emisiune cu o temă dedicată asigurărilor și respectiv brokerilor de asigurare, intermedierea în asigurări. După cum bine știm, este un segment care reprezintă în acest moment o veritabilă forță de vânzare pentru industria asigurărilor. Din păcate, avem pe primul trimestru cifrele și ele sunt în scădere. O să discutăm imediat, vă prezint și invitații emisiunii noastre de astăzi. Este vorba despre domnul Bogdan Andriescu, președinte UNSICAR, Uniunea Națională a Societăților de consultanță și intermediere în asigurări din România. Bună ziua, domnule Andriescu. Bună ziua, domnule Andriescu. Alături de noi, domnul Radu Manoliu, director general adjunct Credit Europe Asigurări. Bună ziua, domnule Manoliu. Bună ziua. Și colegul meu, Vlad Stanciu, manager la Xprim TV. Bună ziua, Vlad. Bună ziua. O să te rog, ca de obicei, să faci o scurtă prezentare a cifrelor pe primul trimestru în zona intermedierii în asigurări. Cred că este și indicat pentru a începe discuțiile noastre de astăzi. În anul 2010, piața de brokeraj în asigurări a încheiat pe plus, putem să spunem, anul, cu 760 de milioane de euro volum al intermedierilor. Gradul de cuprindere, deci cât ca procent, câte intermediere realizau brokerii din totalul vânzărilor de pe piața românească de asigurări, era 40%. Deci extrem de mult, nu s-a mai atins până acum această cifră. Ce s-a întâmplat, în schimb, în primul trimestru al anului în curs? În intervalul ianuarie-martie, deși anul trecut rezultatele, precum vă spuneam, au fost oarecum pozitive, în primul trimestru piața de brokeraj în asigurări a suferit o scădere cu 11,5%. În același timp, piața de asigurări a scăzut cu 10% și propun să-i invităm pe invitații noștri de astăzi, pe oaspeții noștri, să comenteze puțin asupra acestor cifre. Da. Domnule Andriescu, să vă rugăm. Minus 11,5%, spune Vlad Panciu, pe primul trimestru. E o criză întârziată sau cum explicăm? Nu este o criză întârziată, este o inerție a crizei. Așa cum momentul de început anunțat oficial al crizei nu a afectat piața de brokeraj, nu a afectat foarte puternic nici piața asigurărilor. Cred că e un efect normal care spre sfârșitul anului se va redresa. Nu cred că anul 2011 se va încheia cu minus. Și pe plus, nu? Se va încheia pe plus. Pe de altă parte, cred că și distribuția business-ului de-a lungul unui an este diferită pe trimestre, așa că nu m-aș hazarda într-o aprecierea acestei scăderi, o consider nesemnificativă. Și să-i spunem, poate sezonieră, dacă nu știu dacă e cel mai bun cuvânt, dar înțelegem așa cum spuneați. Să o considerăm, da, poate să considerăm. Era de așteptat totuși? Adică ați avut această așteptare, să spunem, anul trecut, spre finalul anului, că se va întâmpla o ușoară scădere? Sincer să fiu, nu am avut o așteptare neapărat din acest punct de vedere a scăderii pieței. Eu am avut intervenții nenumărate de-a lungul ultimilor 2 ani în care am tras semnale de alarmă asupra scăderii nivelului primelor, în mod special la RCA, de cele mai multe ori m-am referit la RCA, nivelul scăderii primelor în piața asigurărilor sub o limită suportabilă. Astfel că acum, uitându-mă un pic în piață, cred că acest nivel scăzut și-a arătat colții, să spunem. Da, domnule Manoliu, sigur că am văzut cifrele, le-am comentat un pic împreună cu domnul Andriescu. Haideți să trecem și la chestiunile de principiu, dar foarte practice până la urmă ale pieței asigurărilor. Cum am putea să definim în acest moment această relație client-broker-asigurător și cum a evoluat ea în ultima perioadă?
În primul rând, vorbind despre cifre, știu că CSA-ul a anunțat niște valori un pic mai mici, respectiv 9,2% scădere pentru piața brokerajului, 6,6% pentru piața asigurărilor în general și 8,8% pentru asigurările generale. Sunt în asentimentul colegului Bogdan Mandriescu, cred că este vorba despre un decalaj al pieței asigurărilor față de restul economiei cu cel puțin câteva luni. Din experiența noastră pot să vă spun că în general am văzut un fenomen de închidere al unor brokeri de talie mică sau de cedare de portofolii către brokeri de dimensiuni medii sau mari. Nu cred că putem vorbi despre o situație dramatică sau nici măcar severă în momentul de față. Sunteți noastră optimist că se va termina anul pe plus, sigur, comparând cu anul trecut, evident? Cred că, această așteptare? Cred că se va termina, dacă nu pe plus, spre zero, adică se va păstra același nivel ca în 2010. Pentru că, și aici voi răspunde direct întrebării dumneavoastră, rolul brokerului este mai important acum decât era în condiții de creștere economică. Acum este mult mai important rolul consultativ al brokerului față de client. În condițiile în care clientul trebuie să se gândească foarte bine dacă ceea ce îi se propune din partea pieței de brokeraj vine exact în întâmpinarea nevoilor lui sau nu este un pic mai mult decât are el strict nevoie în perioada aceasta, cred că rolul brokerului ca și consultant este esențial în această perioadă și cred că tot mai mulți clienți vor conștientiza acest rol. Da, avem totuși, iată, Vlad Panciu, o piață ar mai importantă. Ar mai fi o completare și dacă îmi permiteți, piața de asigurări a scăzut. Și asta e o chestiune destul de interesantă. În ultimii 3 ani, în perioada, în primul trimestru consecutiv, deci ianuarie-martie, consecutiv a scăzut, în timp ce piața de brokeraj scade pentru prima oară. Este un aspect iarăși foarte interesant, adică era ceva ceea ce probabil că brokerii nu se așteptau. Și de asemenea, e un an mai special din acest punct de vedere? Poftim? E un an mai special? Anul 2011? O să ascultăm și opinia domnului Andriescu? Sau? Din punctul meu de vedere, nu aș spune că este un an mai special. Probabil că este tot o consecință și, de asemenea, s-ar putea ca rezultatele pe primele 3 luni ale anului să nu fie atât de relevante, ci cele anuale sunt cu adevărat relevante. De aceea făceam și comentariul puțin mai devreme. Le propun invitaților să trecem pe o altă chestiune, pe topurile din primele 3 luni ale anului. Pe topul 5 pe Casco, nu, topul 3 pe Casco arată în felul următor. Porsche pe primul loc, UniCredit pe 2 și Marș pe 3. Sunt jucători cu care n-am obișnuit să ocupe aceste poziții. În schimb, topul de pe RCA este foarte interesant și diferit, deci nu s-a mai văzut această ordine. Pe primul loc Destine, broker, pe al doilea loc Air, broker și pe locul 3 Safety. Domnule Andriescu, puteți să ne comentați puțin această schimbare, să spun, a topului pe RCA mai ales? Da, este o consecință de așteptată a faptului că retail-ul, business-ul de retail, în timp va crește și este loc foarte mare pe acest business, iar din punct de vedere al societăților de brokeraj care sunt pe primele 3 locuri și probabil că și mai urmează câteva în continuare, ele sunt conexate cu societăți de leasing. Știți foarte bine că piața leasingului a scăzut dramatic. Bine, ei în continuare au un portofoliu inerțial aceste flote auto ale societăților de leasing, dar pe de altă parte Destine, Safety au ajuns mai aproape de
clientul consumator de asigurare și au putut să crească această zonă. Cum au făcut? Puteți să explicăm un pic, domnule Andreescu, dacă vreți. Destine, safety, spuneți că au ajuns mai aproape, dar care au fost mecanismele, dacă le puteți descrie în câteva cuvinte, evident. Mecanismele, cel mai bine le cunosc ei. Dacă le-aș fi cunoscut și eu, probabil că aș fi fost și eu unul dintre cei trei acolo, deci nu le cunosc, e secretul lor de business. Dar văzând din afară, a fost o mutare mai agresivă, poate o dezvoltare a forței de vânzare? Da, o dezvoltare a forței de vânzare, ăsta este un punct important, dar cel mai important este că ei au contribuit la creșterea gradului de cuprindere în asigurare a clienților pentru RCA, că de RCA vorbeam aici. Ăsta e un aspect important, păcând la leasing, știți foarte bine, e obligație. Păcând acolo la vânzarea de retail este o opțiune pe care brokerul a reușit să vină în întâmpinarea Da, și poate aș completa spunând că acest, să zicem, succes de anul acesta ar putea atrage și alții, nu, brokeri după ei, poate pe un model de tipul acesta, sau publicul cunoscând mai bine acest tip de asigurare, fiind mai aproape de public, cum spuneați, de consumatori, ar putea să vină și alții, nu? Alături de ei. Sigur, dar și sunt companii, Vlad a menționat numai primele pe primii trei, sigur, da. Dar sunt companii importante în piață care merg pe același model de business. Da. Vlad Panciu, dacă propunem o altă temă, iată, interesantă această chestiune legată de topul acestor companii, totdeauna suntem atenți la astfel de mișcări pe piață. Propun să ne uităm puțin și la problemele care există pe piața de brokeraj și dacă domnul Andreescu ar putea să ne spună care consideră dânsul că este în acest moment cea mai stringentă problemă, să spun, cu care se confruntă brokerii. Sau primele trei, probabil că sunt mai multe, nu? Da, sunt mai multe, n-am făcut un clasament al problemelor. Problemele cu care ne confruntăm în același timp sunt probleme rezolvabile, nu sunt de netrecut și ne motivăm în linia rezolvării lor. Cred că ar dura prea mult în această emisiune. Vă propunem noi câteva teme. Să enumărăm problemele, așa că mai bine sigur, să... Doar câteva propuneri atunci. Sigur, împreună cu colegii la Exprim am definit poate relația, spuneam un pic mai client, broker, asigurător, un posibil conflict de interese, e prea mult spus. Cum funcționează acest tip de relație? Și sigur o să ascultăm și opinia domnului Manoliu imediat. Nu este un conflict de interese. E prea mult spus, nu? Nu că e prea mult, chiar nu este un conflict de interese. Conflictul de interese poate să apară doar dacă unul dintre acești jucători nu respectă regulile jocului. Dar dacă aceste trei entități despre care vorbim se comportă ca atare într-un un model de fair, nici măcar nu e un mecanism foarte complicat de fair play, este un win-win-win pe toată linia. Da. Domnule Manoliu, vă rog, haideți să comentăm un pic această legătură. Avem aici, să zicem, și o dezbatere legată de diferențe de cotare, dacă vreți să explicăm un pic între relația asigurător-broker, ne referim sigur la valoarea, la prețul de vânzare sau la ce se înțelege și în ce măsură acest tip de abordare, să spunem, creează probleme sau creează concurență în piață? Da, eu pot să vă spun cazul companiei pe care o reprezint. Vă rog. N-aș vrea să mă pronunț în legătură cu modul de abordare a relației broker-client de către alți asiguratori. În cazul nostru, cota este aceeași, indiferent dacă este vorba despre o vânzare directă sau prin intermediul unui broker și cu siguranță și dintotdeauna este aceeași pentru brokeri care furnizează aceeași ofertă pentru un client.
Am vrut să eliminăm încă de la început orice posibilitate de a, nu știu, licita, dacă vreți, pentru, în sens negativ, în sensul de dumping pentru un client și de a pune într-o postură nefavorabilă un broker. De asemenea, am încercat să sugerăm clientului că apelarea directă la asigurator nu înseamnă neapărat eliminarea unui cost aferent comisionului. Încercăm să sugerăm clientului că rolul brokerului este altul și cred că am reușit până acum să eliminăm orice fel de probleme de acest tip. Da, Vlad Pangea, cu sigur apelez acum la informațiile pe care le ai ca și jurnalist. Există astfel de probleme pe piață sau ele de probleme de dumping, cum se le spunea domnul Manoliu, sau ele sunt marginale, adică nu sunt totuși importante pentru piața asigurărilor? Sigur că există, pe piața de brokeraj există foarte multe, să spun, elemente delicate, ca să nu le zicem chiar probleme. De fapt, și ar fi de menționat acest fapt, în cadrul FIAR, la conferința brokerilor, vor fi dezbătute cele mai interesante, cele mai importante probleme pentru piața de brokeraj și chiar aș vrea să enumăr câteva, dacă îmi permiteți. Brokerul, relația client-broker-asigurător este considerată în acest moment delicată. Contractul de mandat, în ce măsură este legislația adaptată realităților pieței. Agenții persoanei fizice și juridice, dacă reprezintă aceștia o concurență neloială pentru brokeri, frauda în brokerajul în asigurări, iarăși este un subiect de dezbătut, provocări legislative pentru brokerajul în sistemele mele, pentru că, precum bine știm, este o situație delicată și în cadrul multilevel marketing. Brokerii pregătiți pentru asigurările de viață, iarăși un subiect foarte interesant, pentru că în acest moment intermedierile realizate de brokeri pentru asigurările de viață reprezintă doar 5% din total, deci restul 80% înseamnă auto, un 10% locuințe, 5% viață, ceea ce e foarte puțin. Sunt teme foarte interesante, aș spune chiar incitante, cu siguranță la fiarele vor naște dezbateri vii, pentru că totuși mai avem măcar 10-15 minute din emisiunea noastră. Am să te rog, Vlad, să ne prezinți această chestiune, să definim un pic această idee de concurență neloială pentru broker a agenților persoane fizice. Dacă vrei să ne dai un exemplu, sigur, de caz și după aceea sigur să ascultăm și comentariile. Sigur, exemplul cel mai uzual în acest caz este o persoană X, să spunem, care este agenta unei companii X de pe piață, este rudă cu o altă persoană sau prieten cu o altă persoană Y, care reprezintă o altă companie Y, și astfel încât și se adună câțiva domni de acest tip și practic pun împreună, dacă îmi permiteți, de un broker, dar din punct de vedere legal ei nu răspund ca un broker, nu au obligațiile de broker, dar pot oferi clientului, bineînțeles, care spune că își dorește o asigurare de la o anumită companie, ei au toată varianta, toată gama de produse de la toate companiile. Deci funcționează ca și când ar fi un broker, dar în fapt și din punct de vedere legal nu sunt un broker. Fără a fi registrat oficial, fără exact. A fi... Și aceasta reprezintă în fond o concurență neloială față de brokeri. Da, domnule Andrescu, e o temă aceasta, repet, ideea de mai devreme, e o temă marginală sau ceea ce spune Vlad Panciu este totuși o chestiune care vă preocupă? E o temă marginală, părerea mea. Dar fenomenul există, este, nu? Fenomenul există, vorbim de acest fenomen de foarte mult timp. Este adevărat că ei, agenții, s-au organizat astfel încât să nu piardă niciun client și vin în întâmpinarea dorințelor lor. Pe de altă parte, eu văd aici mai mult o problemă a clientului, a educației clientului, care ar putea să considere alegerea unui broker versus alegerea unei organizații de familie. Cum poate face o chestiune importantă pe care o spuneți. Clientul cum poate să înțeleagă că discută cu o asociație de familie sau așa sau cu un client, pentru că cu un broker, cu o societate înregistrată. Da, deci ar trebui să se documenteze. Să vadă dacă
acest broker este un membru în SICAR, dacă ce performanțe are, calitatea celor cu care discută din cadrul societății de brokeraj. Să facă o minimă documentare, nu? Să facă o minimă documentare. Se poate face pe internet, spre exemplu? Se poate face și pe internet. Poți să mai cer și referințe. E bine că atunci când îți alegi un broker care să-ți reprezinte interesele versus un agent care reprezintă interesul societății de asigurare, deci ăsta este, de fapt, cel mai important lucru pe care trebuie să-l știe clientul, că una e să-ți reprezinte cineva interesele ție și altfel e să-i reprezinte, să-ți vândă un produs, dar să reprezinte interesele societății de asigurare. Deci e această diferență care este clară, scrie în orice carte. Sau... De acord. Mai formalizez un pic. Practic, un client ce trebuie să facă? Îl întreabă de niște acte, îl legitimează? Care e da, procedeul foarte simplu să-l numească așa? Poate să-și legitimeze, pentru că este obligat să aibă o legitimație. De serviciu ne referim, nu? Sigur. Poate să se uite pe site-urile, pe site-ul CSA, poate să se uite pe site-ul un SICAR. Ar putea să dea un telefon la compania respectivă să întrebe domnul respectiv, doamna respectivă, sigur, lucrează cu dumneavoastră, sigur, nu? Sigur, poate să sune la societatea de asigurare să întrebe, domnule, uite, eu aș vrea să lucrez cu brokerul X, ce referințe îmi dați? Performează în relația cu dumneavoastră? Bine, să întrebe vreo 2-3 societăți de asigurare, că pe de altă parte la fel, agentul ăla. În felul ăsta, cred că s-ar mai diminua un pic și frauda care există în... există un procent acolo de fraudă și în, există, sigur. Și în zona asigurărilor. Pentru că exact vrem să legăm această temă de fraudă, o să rog tot pe Vlad Panciu să facă o scurtă, să spunem, prezentare a situației fraudei în zona brokerajului asigurări sau în asigurări. Dacă spunea, ar ști să o fac. Aici este iarăși un subiect mai delicat și chiar l-aș ruga pe domnul Andreescu, care va avea o intervenție în conferință pe această temă. Este chiar o temă foarte interesantă. Da, e o temă foarte interesantă pentru că nu cunoaște nimeni în amănunt. Dacă noi am ști ce să eradicăm. Nu este cunoscut nici procentul de fraudă. Este... Deci nu avem estimare ale procentului, dar modul de funcționare, măcar din punctul de vedere al consumatorului, pentru a ne feri, mă întorc chiar la consumator. În fiecare zi apare o metodă nouă. Deci, da? deci e inventivitate maximă aici, nu? Da, da, da. Bun, spuneți-ne măcar pe cele pe care le știm acum, cu mijloacele imperfecte de astăzi. Putem să ne dăm un exemplu? Repet, din punctul de vedere al consumatorului, pentru a fi pus în gardă. Știți ce se întâmplă? Este periculos să dai exemple, pentru că le pot veni idei altora care nu au aplicat metoda respectivă. Așa că mai bine m-aș abține de la exemple. Bun. O să rog pe domnul Manoliu să comentăm un pic această chestiune a fraudei. Da, eu aș putea să dau exemple. Vă rugăm, iată. Și voi da niște exemple conceptuale, generale, dacă vreți. Este cunoscut exemplul fraudei financiare, colectarea de bani în numele asiguratului și nedepunerea și dispariția firmei. Însă, poate mai important, poate pentru acest gen de fraudă se pot lua măsuri din timp dacă asiguratorul este atent și analizează corect și cu o frecvență destul de mare situația fluxurilor financiare. Însă, dacă frauda are loc la momentul efectuării inspecției de risc pentru un autoturism, de exemplu, și brokerul este înțeles cu clientul care încearcă să fraudeze și acoperă diverse aspecte esențiale... Bun, dacă lucrează împreună, practic e... Da, pot să vă dau un exemplu de care ne-am lovit noi. Pur și simplu ne-am dat seama că o inspecție de risc era făcută de la o oarecare distanță. Ne-am interesat, pozele erau neclare, am avut niște dubii serioase și am reușit să aflăm că autoturismul fusese în urmă cu câteva zile daună totală la un mare asigurator și că, de fapt, sub tablele puse îmbinate doar pentru a se face inspecția de risc, era o epavă. Pentru că tipul de lovitură, elementele avariate erau identice cu ceea ce avusese și precedentul asigurator.
Din acest punct de vedere, esențială este colaborarea între asiguratori și sesizez o îmbunătățire semnificativă la nivel de atitudine, o deschidere fără precedent în ceea ce privește colaborarea pe antifraudă. Da, vom mai discuta și pe zona aceasta de antifraudă. E o temă care înțeleg că, așa cum spunea domnul Andreescu, e într-o continuă, să spunem, se inventează tot timpul noi metode. Vă rog să încheiem această emisiune și prima emisiune de la FIAR cu scurte fraze legate de perspectivele industriei de brokeraj pentru acest an. Spuneați mai devreme, domnul Andreescu, sunteți optimist că va ajunge pe plus față de anul trecut sau, spunea domnul Manoliu, undeva pe zero? Sunt optimist că piața de brokeraj se va menține în cote, între cote decente, nu va exploda, nu va cădea, se va menține pe linia de plutire așa cum a făcut-o și până acum. Și în ceea ce privește, ultima chestiune, în ceea ce privește, să spunem, noile acte normative sau modificări legislative, sunt niște priorități pe care le aveți în acest an 2011? Împreună cu Comisia de Supraveghere, evident? Da, sunt câteva proiecte pe care le discutăm pentru a fi... Ne puteți da un exemplu, două, ce se urmărește sau... Ce se urmărește sau ce se... Ce se va face, să spunem. Ce se va face, nu știu să vă spun foarte clar. Eu știu sau ce, măcar domeniile în care ce discutați dorim. Acum. Da, despre un domeniu pe care pot să vă spun chiar în amănunt. Este vorba de pregătirea profesională a persoanelor care lucrează în domeniul intermedierii și în domeniul vânzării în cadrul societăților de asigurări. Ca de altfel și calificarea celor care doresc să intre în sistem. În maxim 3 ani nu va mai fi nimeni care să lucreze în acest sistem fără să aibă o licență. Bun, măcar avem, iată, niște repere și o ultimă chestiune, domnule Manoliu, din punctul dumneavoastră de vedere al unei companii de asigurare, ce așteptați de la brokeri anul acesta? Aștept, în primul rând, o așezarea lucrurilor în ceea ce privește partea de pregătire profesională. Așteptăm cu toții să vedem cum poate fi implementat cel mai simplu acest program de pregătire profesională și certificare. Ceea ce aș vrea eu să subliniez este însă faptul că mă bucur că există o diversitate mare de brokeri, că există și brokeri care sunt administrați de o familie, există și brokeri care acționează în sistem multilevel sau care acționează în sistem franciză. Esențial este, indiferent de tipul de organizare și de tipul de portofoliu avut în vedere, esențial este să fie o afacere pornită pe bună credință și să fie vorba de încredere și de onestitate, deschidere în relația cu asiguratorii și cu clienții. Da, vă mulțumim. A fost prima emisiune de aici, de la FIAR, de la Sinaia. Ea prefațează, de fapt, nu, ziua brokerilor de asigurare, cum este ea numită. Invitații emisiunii au fost domnul Bogdan Andreescu, președinte USICAR, domnul Radu Manoliu, director general adjunct Credit Europe Asigurările, mulțumesc, și colegul meu Vlad Panciu, manager la Exprim TV. Vă așteptăm la următoarea emisiune, Ora de Risc, de aici, de la Sinaia, de la FIAR.